Îmi amintesc de primul an de lucru. În 1953, când profesoara de limbă română avea o singură roc cu dungi albastre și albe și cu niște trandafiri peste ele, iar în picioare niște sandale de stofă. Deși absolvise institutul de 2 ani, studii superioare incomplete, iar eu ajunsesem în iarnă fără îmbrăcăminte de iarnă. Desigur, în zilele noastre totul e alt. Mai e ceva ce nu te învață nimeni, etica comunicării la locul de muncă. Ușa cabinetului meu era deschisă pentru toți, în primul rând pentru copii. Ei aveau prioritatea în fața oricui. Putea fi și la mine în vizită cel mai mare șef. Lăsam totul și rezolvam problema lor pe loc. Am avut o profesoară venită dintr-un sat. Era cu experiență. Preda un obiect la care era lipsă de cadre în oraș. Dar și-a permis să numească o clasă de a noua cu cuvinte urâte. S-a produs un scandal mare și elevii au scris o petiție cu rugămintea să o elibereze din funcție, că ei nu doresc ca ea să mai intre la ei în clasă și să le schimb profesorul. Am invitat activul clasei. Le-am explicat situația la acest obiect și riscul de terminare a anului de studii. Apoi am chemat profesoara și am discutat pretențiile elevilor și am stabilit împreună strategiile pentru conversația cu elevii. Doamna și-a cerut scuze. Elevii au fost pregătiți să rezolvăm pozitiv acest conflict. De rezolvat s-a rezolvat, dar mi-a luat mult timp să-i conving că și ei să-și ceară scuze de la profesoara. Alteori, bofneam cu toată clasa. Era știută atitudinea față de studierea limbii române în clasele cu predare în limba rusă. Era o ignoranță totală și rar maestrii puteau ține piept de zmățului și să-i impună respect pentru obiect și față de profesor. Într-o zi, mi-a venit o clasă de a șasea cu predare în limba rusă și nu-și dădeau rând să spună cum le-a vorbit profesorul la lecția de română. Voi, rușii, sunteți precum cucul care își depune ouăle în cuibul altor păsări. Păsărica îi îngrijește, îi hrănește ca pe ai săi și când puiul de cuc crește, îi aruncă din cuib pe toți locatarii și devine stăpân. Aici mirosea scandal mare pentru profesor. Cea mai gravă învinuire pe atunci era să fie numit naționalist. Afară cu el, să fie de învățătură pentru toți. Profesorul a venit la mine să clarificăm situația. Îi spun, mai bine scrie cerere și nici n-a terminat toate lecțiile din orar și a primit și carnetul de muncă și plecat a fost. N-a trecut recreația și mă sună de la comitetul raional de partid că un învățător și-a permis ceva inadmisibil. Le răspund că am rezolvat cazul. Este eliberat. Profesorul cu pricina a fost angajat în altă școală cu predare în limba română și a montat un spectacol în care protagonistul era Ștefan cel Mare, care a avut mare succes. Dar eu am rămas cu o gaură la acest obiect. După recreație m-am dus în clasa respectivă și le-am spus cum au decurs lucrurile și am avertizat că nu vor avea profesori din cauza disciplinii la lecție și a lipsei de respect pentru limba română și față de profesor. Acum se roagă ei pe alți profesori să vină la clasa lor. Dacă cineva va fi de acord, eu voi susține candidatura. A fost și o lecție de etică servită elevilor. Profesorii nu prea vin cu rugăminți la director și eu practicam conversațiile la locul lor de muncă, după lecție. Mă odihneam și eu. Mai stăm de vorbă, toți eram relaxați și mai povesteam fiecare despre problemele din familie. Cu copiii, la muncă, discutam cum să facem să ne fie mai ușor, vorbeam prietenește, așa ne deschideam sufletul. Ascultam părerile lor, hotărând cum să facem să fie mai bine. Așa am ajuns să organizăm 54 de grupe cu regim semi-internat. Cei mici dormeau la nează, locul de muncă la lecții se transforma în pat, luam masa, aveam ocupații pe interese, manualele rămâneau în școală, făceam sport, mai ales că aveam și bazin, care era o mare bogăție pentru sănătate. Părinții erau întâmpinați cu mare respect. Îi salutam cu o strângere de mână, îi pofteam să ia loc, apoi discutam problema durută. Știam că nimeni nu vine când e bine. Mulți dintre ei, mai ales părinții doctori, m-au susținut când am avut probleme de sănătate. Alții veneau să mulțumească familiei Panfilov pentru ajutorul în momentele mai complicate pentru familiile lor. Foarte important ca un director să fie bun la suflet, să iubească copiii, să trăiască după principiul. Ministrul e copilul, profesorii colegi de lucru, părinții, tovarăși, prieteni, șefii, ajutorul nostru, iar directorul trebuie să fie neapărat coordonatorul tuturor. Totodată, directorul e și el un elev care mereu învață. E la curent cu metodele noi de studii și aplicarea lor conform psihologiei vârstei și temperamentul fiecărui copil. Școala e un mare colectiv care depinde de director,
cum va fi crumuit, dar care include și colectivele mai mici, clasele, în frunte cu un diriginte. Și acest colectiv include persoane foarte diferite ca nivel de dezvoltare intelectuală și fiecare cu cei 3 sau 7 ani de acasă. Totul se observă de cum pășesc în prima zi pragul școlii și că această corabie să țină bine și corect cursul, pentru că acești copii să devină oameni maturi, depinde mult de director, de felul cum reușește el să conducă marile detașamente de îndrumători. Având 4.000 de elevi și 260 de profesori și două școli cu predare în două limbi și plus complexul sportiv, totul pe capul meu, pentru ca toată aglomerația aceasta să meargă în aceeași direcție. Am preluat metoda medicilor. Ședințe fulger de 5 minute în fiecare luni, cum a trecut săptămâna și ce urmează în săptămâna care începe. La aceste ședințe se menționează doar reușitele, nu se fac observații critice, se începe o nouă săptămână și trebuie începută cu dispoziție optimistă. Observațiile se fac în mod individual, în formă de sfat, nu ți-a trebuit statutul de atoștiutor, poate n-ai dreptate, adevărul oricum va ieși la suprafață. Găsește, caută un copil frumos, observă ce înclinații are și îndrumul spre potențialele preocupări în viață, care l-ar face fericit. Când omul face ce-i place, este fericit. Într-o conversație, un absolvent îmi spune: mă ocup cu ce-mi place și încă mi se plătește. Școala trebuie să le ofere tinerilor posibilitatea ca ei să cunoască, să meargă fiecare pe drumul lui, hărăzit odată cu vederea luminării soarelui. Atmosfera în școală trebuie să fie binevoitoare și pentru părinți și pentru copii. Elevii trebuie să simtă că aici e locul lor, să spună cu mândrie: e școala mea. În toată experiența mea n-am avut parte de niciun conflict între copii, în care să fi fost nevoie de implicarea mea ca director.